greatest star. I am by far, but no one knows it. When you're gonna hear a voice, a silver flute, they'll cheer each tooth. Hey, she's terrific when I expose it. Now can't you see to look at me that I'm a natural comedian. Why? Because I'm a natural god. So I ain't got it not a lump. I'm a gravy clump of talent, love. Delving in hard. Did you ever hear the story of the thrilling salesman? A thousand jokes. Stick around for the jokes. A thousand faces. I reiterate. When you're gifted, then you're gifted. In all of the world so far, I'm the greatest star. Now autographs, please. Do you think beautiful girls are star forever? I just say not, and I'm gonna be hot. Finished! That will be my turn. Who is the big with pizzazz? Who is old ginger and jazz? Who is a glamorous ad? Who's an American beauty rose with an American beauty nose? And an American beauty dose. Eyes on the target and wham! One shot, one gunshot, and bam! Hey, Mr. Kenny! Here I am! I am the greatest, greatest star! Ea a început să cânte pe la vârsta de 5 anișori. Câteodată cânt la masă, când mă trezesc, în baie, când mă culc, peste tot. We're all alone. Gata, Bia. Start another, be quiet. Dar mama câteodată îmi spune să tac din gură pentru că o cam enervez. Gata. Are o voce bună, Beatrice. Are un timbru foarte puternic. Start another, be quiet. Poate fi și un avantaj, un dezavantaj pentru ea, dar e un copil perseverent care își dorește foarte mult să cânte. E o fetiță foarte ambițioasă, perseverentă, alintată și... Tati, te rog frumos să-mi iei un coțel. O brăznicuță, să spunem, ca toți copiii de vârsta ei. Bia și Bibi, cum îmi spune mama, înseamnă că totul e în regulă și am fost foarte cuminte. Iar Beatrice, puțin accentuat, sau Beatrice, înseamnă că am făcut ceva rău sau am greșit cu ceva. Beatrice! Bună, sunt Beatrice Florea, am 10 ani și sunt din Iași și am venit la Kidsing pentru că vreau să câștig marele premiu. Ești foarte naturală, asta m-a apreciat foarte mult la tine. Mulți copii au tendinția să folosească niște mișcări foarte automat, așa ce au învățat ei și doar cântă drept, dar tu nu știu. Bine, asta e partea ta, da, iartă-mă. Deci, de cântat, Vreau să zic că mi-a fost foarte mult atitudinea ta. Așa, trecem la voce. Ai ales o piesă potrivită. Ce să zic, scena e a ta. Mulțumim, Antonia. Deci te uiți la mine, rândul meu. Eu trebuie să îți mulțumesc foarte mult că ai venit pe scena de la Kidsing, pentru că ne-ai oferit un moment unic, extraordinar de frumos, care a îmbinat muzica, dans și actorie, ceea ce foarte puțin copii pot să facă toate aceste trei lucruri în același timp. Așa că te felicit. Aș fi vrut să te aud cântând mai mult, pentru că e vorba de cântat aici, dar ai fost superbă, iubita. Te felicit. Sunt multe lucruri bune,
sunt și mai multe lucruri de îndreptat, dar ceea ce este neașteptat este faptul că tu, la vârsta ta, te ocupi de un gen care nu este deloc comercializat în România, pentru că nu avem cine să-l facă, pentru că nu există performanță, nu pentru că actorii noștri sau cântăreții noștri nu ar fi în stare să ajungă acolo, ci pentru că publicul român nu este interesat de așa ceva. Antonia, ce părere ai? Am dreptate sau nu? Tu vii din America, știi foarte bine că acolo genul ăsta este cultivat. Hai că rezolvăm problema într-un fel. România nu-l promovează nimeni. Problema este în felul următor. Niciodată. Nu promovează nimeni. Trebuie să-i convine că ne iese treaba foarte bine. Da? Da. Hai să facem niște... Eu mă pricep la dans, la cântat nu mă pricep. Tu cânti, dar încercăm să dansăm împreună. E bine? I've got 36 expressions. Ok. Sweetest pie and toe to leather. Și tu vii după mine, da? And the 6 expressions more than all them. Barrymore's put together. Instead of just kicking me, why don't they give me a lift? Well, it must be a plot, 'cause they're scared that I got. Felicitări, totul e saltat.